teoria și practica învățării, că este foarte dificil să înveți ceva care să-ți fie folositor în viață dacă stai nemișcat. Asta este de multe ori prima lecție pe care o spun la cursuri, și anume ai nevoie să iei notițe cu creionul în mână, cu pixul, și nu neapărat pe device-ul electronic. Lecția oricum este învățată în momentul în care ai luat notițe. Da, pentru că există ceea ce se numește memorie neuromusculară. Sunt niște studii recente pe care le-am citit în Harvard Business Review în legătură cu diferența dintre a scrie de mână și a scrie la computer sau pe telefon. Mai ales pentru generația tânără vorbesc aici, cei care s-au născut cu smartphone-ul în pătuți. Ei ajung să scrie mult mai repede decât scriu de mână. Ei, când scrii mai repede pe device decât scrii de mână, nu mai ai timp să raționalizezi, să gândești ceea ce scrii. Și atunci ești ca un fel de robot care preia informație. De asta sugestia mea pentru cei care vin la cursuri sau conferințe e să ia vechiul instrument de scris și să scrie. Unii au nevoie să facă asta ca să-și aducă aminte cum să scrie de mână, dar pentru majoritatea oamenilor e valabilă ideea că asta le dă timp să sintetizeze, sistematizeze informația în creier și apoi să o treacă pe hârtie, și asta înseamnă că activează memoria neuromusculară și rezultatul va fi că aduc informația la nivel fizic, palpabil, corporal. Asta se numește învățare kinestezică și de multe ori folosesc un proverb ca să o ilustrez, și anume acel proverb din Papua Noua Guinee care spune că învățarea sau cunoașterea este doar un zvon neverificat până când ajunge în mușchi. Cu alte cuvinte, poți să-ți umpli capul cu tot felul de informații, poți să ai idei geniale pe care le uiți pentru că nu ai conectat mintea cu corpul. Și rămân acolo depozitate fără exact să fii conștient de ele. Nu mai ai ceea ce informaticienii numesc acces la memorie. Cu alte cuvinte, știi că știi ceva, dar nu mai știi unde ai pus ceea ce știi. Ca în cântecul lui Pavel Stratan. Eu cred că am memorie bună, numai că nu țin minte unde o țin. Nu știu da. Unde am pus.